Pentru mine, normal că e o mare onoare și îi concep ținutele din când în când, nu chiar tot timpul, pentru că nu-mi permite meseria mea. Dar o fac cu mare plăcere, pentru că este o persoană deosebită și pentru mine o mare onoare. Este a patra oară când Casa Regală decide să-mi reînnoiască titlul de furnizor. Sunt foarte mândru de lucrul ăsta și asta înseamnă că am slujit Casa Regală cu devotament până acum și mai ales prin lucruri de calitate. Lucrul ăsta mă onorează. Și iată că s-au trecut mai mult de 14 ani de când avem această colaborare în care eu sunt furnizorul Casei Regale. Este o înaltă onoare pe care mi-o face Casa Regală, Majestatea sa Custoadele Coroanei, și e o mare bucurie pentru mine. Eu am fost atașat de istoria națională, am și studiat istoria în mod special, și cunosc ce contribuție uriașă a avut Casa Regală a României la întemeierea și dezvoltarea statului național modern, la faptul că în toate momentele cruciale ale istoriei moderne Casa Regală a jucat un rol de prim ordin. Monarhia și Biserica sunt două instituții sacre. Regele este un ales al lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi încredințează problemele seculare ale unei națiuni, după cum biserica, în armonie cu monarhia, se ocupă de problemele spirituale ale aceleiași națiuni. Încă de la începutul proiectului, Casa Regală a fost alături de noi și invitația la Invictus Games, jocurile internaționale dedicate tuturor militarilor răniți în teatrele de operații, a venit pe această cale regală și prin intermediul Casei Regale. Și totodată noi organizăm și proiecte atât sportive cât și de promovare a valorilor naționale, la care avem patronajul Casei Regale. Comitetul Olimpic și Sportiv Român este sub înaltul patronaj al Majestății sale Custodele Coroanei și avem o relație deosebită, specială cu Casa Regală, pentru care suntem onorați și mulțumim pentru această medalie. Înseamnă recunoașterea echipei pe care o reprezint, înseamnă că sportivii români fac cinste României prin ceea ce fac, prin cum reprezintă România la principalele competiții la care ei iau parte, și în același timp este și o, nu obligație, dar o mai mare responsabilitate pentru tot ceea ce urmează de acum înainte. Ordinul Coroana României în grad de cavaler, doamnei Irina Margareta Nistor. Pentru întreaga sa activitate în domeniul cinematografiei, atât în calitate de critic de film, cât și ca voce ascunsă în spatele nenumăratelor momente frumoase ale copilăriei unei întregi generații, dând grai personajelor îndrăgite de animație. Pentru activitatea sa publică, în cursul căreia a susținut cu imaginea sa, dar și cu eforturi personale, evenimentele familiei mele, precum și cunoașterea și promovarea filmelor cu temă istorică și regală.